venit alături de noi, bună dimineața! Am chemat-o pe Anca pentru că mai avem nevoie de un boost de toamnă, să o dăm pe sănătate. De ce? Vine un decembrie greu la stomac și trebuie să intrăm în el să avem loc. Adică când vă cuminți, mă chemați pe mine. Exact. De două, trei ori pe an, știi cum e, vine vară, vine toamna. Așa e, ce da. Facem astăzi, Anca? Păi m-am gândit să pregătim ceva pentru imunitatea organismului, pentru că tot am trecut deja în sezonul rece. Da. Vine iarna și avem nevoie să ne imunizăm organismul, practic să-i creștem protecția. Ce facem azi? Pregătim două smoothie-uri, unul pe bază de cătină și unul pe bază de afine. Sunt produse locale, fructe locale de pădure și atunci ajută foarte mult la creșterea imunității organismului. Sunt și foarte gustoase, au foarte multe antioxidanți. Cu care începem? Cu care vrei. Mov sau galben? Portocaliu. Care cătină, te inspiră? Cătină. Cătină. Hai cu cătina. Deci avem aici cătina. Da. Se poate pune la, foarte bine la congelat. Bun. Așa. Punem apă. E foarte recomandat o cură de aceasta de imunizare. Da? Mai multe zile la rând să bem acest smoothie-uri sau altele. De stomacul gol? Da. Am pregătit aici și ghimbir. Puțin ghimbir, puțin, că vă ia capul. Ușor. Mai pe gustul meu, așa. Așa. Voi blenda cătina pentru că ea trebuie strecurată. Deci în momentul în care totul s-a transformat într-o băutură, da, înainte de a pune celelalte ingrediente, strecurăm pulpa. A, ok. Da. Deci, spre deosebire de alte elemente pe care le punem în smoothie, de data asta chiar strecurăm. Da, strecurăm pulpa. În rest bem așa. În rest bem direct, da. Așa. Folosim o strecurătoare, e foarte simplu. Așa cum ne arată și culoarea, cătina este foarte bogată în vitamina A și în beta-caroten. Okay. Are mai mult beta-caroten decât morcovul. Și este extrem, extrem de bogată, dacă mă ajut să-ți mulțumi, păi în vitamina C, vitamina de care avem nevoie în special în sezonul rece. Ok. Deci avem, practic, sucul de cătină la bază. Exact. Dar nu o să rămânem așa, mai nu. Punem. Venim și cu celelalte ingrediente, astfel încât să îi dăm un gust cât mai plăcut. Dar ce, cătina nu e bună? Ba da, dar e destul de astringentă. A, și e tare cum da, am venit. Da, da, e puternică. E pentru bun. Avansați. Cătina e pentru avansați. Bun. Deci avem lichidul, aici e ce s-a spus. Da, aici a rămas pulpița. Lasă aici. Ok. Așa. Uite, Vlăduț mă ajută cu cana. Ok. Ce avem în țoiul ăsta? Aici avem cuișoare. Ah, ce fain miros. Le folosim la afine. Miros a crășun. Crășun. Da. Ăsta este un țoi de țuică, dar ăștia rău veganii cum nu beau nimic ce a văzut focul. Țuica, mai folosim țuica, și adjuvante. Am înțeles. Bun, deci transferăm cătina strecurată, cum ar veni. Da. Ok. Peste care venim cu polen crud. Mamă. Atenție, nu foarte mult, pentru că este destul de puternic și este destul de puternic și ca gust. Și atunci nu multă lume îl iubește. Am înțeles. Turmeric, care la fel are proprietăți miraculoase. Da. Îndulcim cu sirop de arțar sau cu miere naturală pentru cine poate și o iubește. Ok. Pentru cine nu are voie miere, siropul de arțar este foarte potrivit. Ok. Și dăm drumul la treabă. Ai zice smoothie, dar nu e foarte gros. Imediat. Îmi scuzați, vecini. Nu neapărat înseamnă că este foarte gros dacă este smoothie, dar când are o bază lichidă și venim cu alte ingrediente, tot smoothie se numește. Am înțeles. Da? Deci noi spunem juicy. Da, pentru că nu-l stoarcem. Am înțeles. Îl voi gusta eu întâi. Bineînțeles. Să vedem dacă corespunde. Mie îmi place. Îl gusti? Treaba ta. Mai alăptezi? Nu. Am scăpat, putem bea orice. Aduceți suica, Aurica. Ia. Ia cu asta. Să văz eu. Și cum să-i spunem, deci? Smoothie de cătină. Cătinată. Dar o culoare... Nu te inspiră? Nu știu ce să zic. Ce
Acrișor, dar bun. Da. Acum fiecare și-l prepară după gustul lui. Dacă dorim mai dulce, adăugăm mai mult îndulcitor. Dacă... Merge rece. Mai puțin mai rece. Polen. Merge și gheață, da, într-adevăr. Pe stomacul goloare? Pe stomacul gol, să da. Să dăm un boost. Da, 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 da. Bun. Și nu neapărat de asta, în primul rând, pentru a asimila toți nutrienții. În momentul în care nu suntem mâncați înainte, se asimilează mult mai bine. Am înțeles. Țineți vorba, trecem imediat la afine. Sigur. Nu afinată, ci afine.